Foarte puține dintre ele sunt cu adevărat poezie. Poezie găsești și în filme, poezie găsești și în teatru, poezie găsești în muzică, în desene animate, în sport, în, știu eu, în biologie. Dacă te uiți la un documentar despre viața insectelor și vezi cruzimea aia oribilă de acolo, viața insectelor e cel mai apropiat model de iar pe care îl știu eu. E o cruzime atroce, feroce, nu o să mă apuc să vă povestesc ce fac păianjii cu piespile, dar sunt lucruri oribile, atroce. Acolo e o poezie a răului, o poezie a lucrurilor oribile. De fapt, poezia, a spus foarte simplu, e orice formă de intensitate, în bine sau în rău. Poezia a fost diferită în foarte multe feluri pe lumea asta, în ultimele 2500 de ani de când s-a scris despre ea. Dar, indiferent de definiții, s-a văzut de acolo că e vorba de o formă de intensitate. Și pe care o găsești, cum ziceam, peste tot. În toate domeniile de interes. Nu toată lumea are o reche pentru poezie, așa cum toată lumea are o reche pentru muzică. Nu e nicio, cum să spun eu, nu trebuie să te simți under privilege dacă se întâmplă să nu îți placă poezia. Doar că îți place muzica, sau îți plac filmele, sau dansul, sau îți găsești forma asta de intensitate în altă zonă. Esențial e că această formă de intensitate să existe pentru tine în viața ta. Asta te poate ajuta prin cartele poezia să faci. Poezia, din cauza asta, tocmai pentru care te face cu intensitatea și în bine și în rău, nu e pedagogică. Pe mine m-a mirat mereu faptul că se predă poezie în școală. Poezia nu prea stă bine. Școala te învață să fii disciplinat, să nu ieși din rând, să răspunzi lucruri pe care le-ai memorat, care să-i placă profesorului să-ți dea o notă ok. Asta te învață școala. Spiritul poeziei e cam apetos. Te învață să fii intens, te învață să fii disciplinat, să ieși din rând, să-ți construiești o prezentare numai a ta. Astfel încât atunci când oamenii au gândit cam cum trebuie să arate o lume ideală, în sensul unei lumi cu disciplină ideală, poeții nu și-au prea găsit locul la față. Cel mai important filozof al Antichității, Platon, atunci când a gândit o lume ideală, într-un text care se cheamă Republica, a făcut o societate. Era filozoful genial al lumii lui. Dar lumea care i-a ieșit, lumea proiectată de mintea era oribilă. Ceea ce arată că nu trebuie să avem încredere prea mare nici măcar în filozof, să nu ne lăsăm nici măcar pe luna lor atunci când e vorba de a proiecta lumii în care se trăim. Erau oameni care totul era împărțit foarte egalitarist și exact. Pământ, proprietăți, averi, ba chiar și femeile. Femeile erau ținute într-un fel de rezervație în mintea lui Platon, la care bărbații, și nu aveau drept de vot, nu aveau drept de exista în cetate, bărbații se duceau în acele rezervații, când aveau anumite nevoi, se serveau ca la autosedire și plecau înapoi. Deci o lume de atrocitate indescriptibilă. Poeții nu aveau ce căuta în acea lume. Platon a scris direct despre asta. Poeții trebuie aruncați în cetate, ei vorbesc lucruri iraționale, sunt indisciplinați, nu s-ar supune regulilor, nu avem ce face cu ei. Și i-a aruncat. După care și-a dat seama că trebuie totuși ca imaginația să funcționeze. Cineva trebuie să spună povești. Și a zis, bine, îi chemăm, dar o să-i ținem și pe ei niște rezervații, așa cum ținem în rezervații femeile. Pentru Platon, și în lumea antică, nu, care era totuși foarte departe de colectivitatea politică de astăzi, poeții și femeile erau niște specii bizare, care trebuie ținute sub observație și în rezervație. Astăzi,
în zonele în care se încearcă redefinirea educației de limbă, tocmai din cauza asta se pune atât de mult accent pe poezie. Știți, probabil, de la televizor, că au fost discuții chiar în luna din urmă, că țara cu cea mai radicală și mai inovativă formă de regândire a educației este Finlanda. Dintre toate țările nordice și, de fapt, dintre toate țările lumii. Și cu rezultate surprinzătoare, în ultimul deceniu, au rupt, practic, toate statisticile din lumea asta cu privire la calitatea educației. Cea mai importantă modificare pe care a făcut-o Finlanda în programa ei ține chiar de literatură. Literatura nu se mai învață în liceu ca o istorie, să zicem, a literaturii. Nu mai citești despre scritori morți, care au trăit în urmă cu, să zicem, 20 sau 200 de ani, și care vorbesc despre o lume a lor cu care tu nu ai legătură. Și cu ale cărei probleme, evident, tu nu ai legătură. Din potrivă, la orele de literatură din Finlanda, sunt aduși scritori mici care vorbesc cu copiii. Și copiii văd că ei, de fapt, trăiesc în aceeași lume cu acei oameni. Au probleme comune la care trebuie să răspundă împreună. E un dialog firesc care îi învață că literatura nu e un discurs cultural, există doar în manuale, fără tangență cu viața reală. Și ce constată, de fapt, acei copii la întâlnirea lor cu scriitorii finlandezi? Constată că și scriitorii tind să răspundă acelui aștept de intensități din lumea de azi, că vreau să răspund și eu, aceleași bucurii și aceleași traume, ca și acești liceni, ca și acești copii. Și învață că poezia, de fapt, e un excelent manager de intensități, un excelent administrator de intensități. Te învață cum să-ți conduci viața atunci când lucrurile merg suspect de bine și suspect de intens și în bine și în rău. Asta te poate învăța poezia. Iar Finlanda ține foarte mult la modelul ăsta de educație. Modelul sovietic de educație punea accentul pe științele reale. Adică pe matematică, pe fizică, pe chimie. Ăsta e modelul sovietic de educație care urmărea să producă savanți, ingineri care să facă lucruri palpabile, concrete pentru societate. Modelul european de educație pune accent pe educația artistică. Asta nu doar de acum, întotdeauna. De asta, discipline care la noi sunt privite ca secundare sau terțiare în program, desen, muzică, lucruri de genul ăsta, sunt pentru ei vitale, capitale. Pe asta se pune accentul. Finlanda a decis că dintre disciplinele artistice, cea mai formativă ar fi, cum zic, poezia, literatura. Și dacă ne uităm la oamenii care au avut vieți complicate, putem constata că poezia i-a pus în ordine. Sunt multe exemple. O să iau doar unul care e mai spectaculos. Un mare poet american, Ezra Pound, probabil cel mai revoluționar dintre poeții secolului 20, cel care a reinventat din temelii poezia, a fost fascist. În secolul, la mijlocul secolului 20, în al doilea război mondial, el a auzit că Mussolini, liderul italian, a spus că dacă va câștiga războiul, va desfința băncii. Iar Pound, care era foarte antibănci și era convins că războaiele tocmai de bănci sunt pornite, a zis că ăsta e omul meu. Și la Radio Roma a ținut vreo 120 de emisiuni pro-Mussolini, pro-fascism. Războiul s-a terminat cum știm, iar Ezra Pound a fost condamnat la moarte de către America, de către țara lui de proveniență, de origine, pentru că a făcuse propaganda anti-americană la Radio Roma. S-a pornit imediat un lobby pentru eliberarea lui Pound, un lobby foarte puternic internațional și nu l-a omorât. Chiar dacă era condamnat la moarte, l-au ținut șase săptămâni, într-o cușcă de sârmă ghipată de 1,80 m, undeva lângă Pisa, în Italia, cu torturile astea psihice clasice, privare de somn, un reflector cu zi și noapte cu el ca să nu, ca la Guantanamo, da? Să nu poată dormi, cu muzică dată permanent foarte tare și foarte agresiv, să nu poată dormi. În fiecare dimineață formau plutonul de execuție, îl scoteau de acolo și mimau execuția, după care anunțau în ultima clipă că s-a amânat pe a doua zi, încercau să-l facă să se deprimească.